Hei, salutare lumea, eu sunt Cătălin, prezint al 11-lea episod din vlogul Cătălinului. Scuzați că n-am mai postat de o vi, dar am fost ocupat cu ajutorul să-și creeze prietenul meu, Alina, contul, deci am un prieten și vă pun în descriere contul lui și de YouTube și de Facebook. Da? Deci scuzați-mă. Bun, de data asta avem... Ia uitați, două, desigur, dar vă arăt primul. Știți, de fapt, nu cred că știți, anul trecut, la școala din Copșa Mică, pe care țin Copșa Mică, desigur, s-a organizat un concurs numit Meșteșugașul și acolo îți dădea o bucată din asta de lut. Și trebuia să îl modelezi, să faci formă, știi, să faci ceva din el ce vine ție în minte. Și eu am făcut un cup de gres și după aceea, după ce s-a uscat, să-l plictez. Și cam așa mi-a ieșit. Da? Și am luat locul 3, dar în fine, eu am vrut să fac asta. Mie îmi place cum a ieșit. Da? Și acum avem aici... coșul cu fructe false. Ia să vedem asta. De fapt, cu legume false. Asta e, cred că o roșie. Când eram copil, asta să rețineți, de fapt nu să rețineți, dar în fine. Când eram copil, avea mama încă niște din astea, dar nu astea, altele. Și îmi plăcea să le mănânc, deci le am câte o mușcătură pe ascuns, dar nu știu de ce, dar atunci, cred că aveam vreo 4-3 ani. Da? Hai să vedem în continuare. Gogoșa. Da? Ardei. Nu, castravete, scuzați. N-are gust bun. Nu știu cum îmi plăcea când eram copil. În continuare, tot ardei, dar din ăsta e capia. Cred că așa se numește capia. Tot n-are gust bun. Mă? Sfinte Sisoie, ce-i naiba asta? Nu știu. Nu că... ha. De fapt, mai am încă una acolo, în spate, da? Adică, uitați aici. Vedeți acolo? Ei, nu știu dacă vedeți, dar în fine. Acolo mai am una cu fructe. Bun, am asta. Vânătaia. Da, vânătaie, nu vânătă. Vânătaie. Ok. Și mai avem roșia. Asta e cea mai bună. Bun, like dacă vă plac astea legumele sau like dacă vă place cubul meu de dirt. Da? Bun, vei cam asta a fost și din acest episod. Nu uitați de like, de comment, de subscribe, de share, de toate cele bune. La revedere, numai bye bye și ne vedem data viitoare. Iertați-mă că n-am postat și ieri. Pa!